Conform unui sondaj de cercetare efectuat la nivel internațional, 26% dintre români își cheltuie salariile doar pe mâncare și utilități. Nu același lucru se întâmplă și la nivelul Uniunii Europene, unde tendința este de economisire. Altfel spus, câteva milioane de români rămân fără niciun leu după ce fac aceste plăți. Procentul este mai mare decât cel înregistrat la nivelul Uniunii Europene. Pe întreținere, iubita mea, o explozie totală cu întreținerea. Cu pensionarii cam greu, noroc că cât de cât nu-i pensia chiar așa mică, dar întreținerea și în al doilea rând mâncarea. Uitați, alimentele zi de zi care nu putem să stăm și medicamentele care cât de cât trebuiesc. Astea sunt. Să mai calculez că se duce de nu ne ajunge. Pe ce se duce? Pe mâncare, medicamente, tot felul de... Pensia e mică. Să duce să nu ne ajungi. Nu ne ajunge, asta e. În mare parte, veniturile cheltuieli de zi cu zi. Și fructe, ce costau? Fructe, pâine. Și după aceea, alimente? Dar alimente de zi cu zi, cartofi și celelalte. Facturile, cum vi se par? Comparativ cu pensia și cu salariul, foarte mari prețuri. Se duce pe rata la bancă. Și în al doilea rând? Și în al doilea rând pe întreținere. Utilitățile. Mâncarea pe ultimul loc. Mâncarea pe ultimul loc. Mâncăm mai puțin, să înțeleg. Mâncăm cam cum ne permitem. Datele de la Institutul Național de Statistică arată că veniturile medii pe gospodărie au fost în trimestrul al treilea în anul precedent de aproximativ 2500 de lei, iar cheltuielile au însumat 2300 de lei, adică aproape 90% din venituri. O treime dintre cei care mai rămân cu bani după cheltuielile lunare își achită datoriile. Restul își cumpără haine noi, ies în oraș sau pleacă în vacanță. Studiul conform căruia 90% din salariul unui român se duce pe utilități și pe mâncare se confirmă și la Giurgiu. Oamenii din Giurgiu pun pe primul plan utilitățile atunci când iau salariul, iar pe al doilea plan mâncarea. Doar 26% dintre români mai reușesc să pună deoparte câțiva lei, spre deosebire de europeni, unde lucrurile stau exact invers din toate punctele de vedere. Mai puțin cele legate de casă și IT. Când vorbim despre decorarea locuinței sau de cumpărarea de gadgeturi, românii cheltuiesc la fel ca și europenii. Sondajul efectuat de compania internațională Nielsen a fost realizat anul trecut, între 11 și 29 noiembrie, pe un eșantion de peste 30.000 de oameni din 60 de țări și are o marjă de eroare de plus minus 6%.